oare Moise, nu ești dumneata prietenul meu Nicolae Isaac, capitan de mazut? Eu sunt. Acum te cunosc și eu pe tine. Dumneata ești comisul Ioniță. De când ne-am văzut ultima dată, ți-ai pierdut o lumină vieții. Da, așa este. Am avut o întâmplare năpreaznică. Și totuși, Dumnezeu m-a întors înapoi pe aceste meleaguri. Ăsta e omul cel din țara de jos de care îmi vorbea maică-mea când eram copilă. Haideți să vă povestesc ce mi s-a întâmplat pe aceste meleaguri când încă eram tânăr. Și o să-i aduci cu pteică de vulpi de la Pașcani. N-ai să vii, că eu sunt roabă și o nemernică. Dar am să stau lângă fântână și am să mor lângă ea dacă nu vii. Ce ai fumat? Ia ca ce? Un cheșul Hasanache a băgat de seamă când te uiți drum la mine și m-a pus să-i țin drum suflet și să-i spun unde mă găsești, ca ea să vină cu frații lui și să te doboare și să te jefuiască. Tot așa îmi povestea și mama de mult despre întâmplarea asta. Mai este în ființă fântâna dintre cei patru plopi? Nu mai este. S-a prăpădit ca toate celelalte ale lumii.